Vreau să te întreb, uite, doar cu acordul tău, nu știu, aș vrea să pot să spun o întrebare mai indiscretă, adică mai personală? Da. Ce părere ai tu despre, nu știu, contactele intime? Contactele intime? Despre sex, românește. Vai de mine și de mine. Ce? Vai de mine și de mine. Da, nu-i bine așa. Ce? Nu. Nu se discută despre asta, eu. A, tu ești o fire mai... emotivă, mai retrasă. Da, mai retrasă. Eu... Și nu, dar ai văzut că te-am întrebat frumos? Da, și dacă așa, schimbăm subiectul. E cel mai bine așa, ca să nu te simți tu jignit. Că da, noi... dar nu mă simt jignit, mă simt bine. Te simți bine. Asta e cel mai bine, fiindcă, uite, aici noi la TVM suntem o mică, mare familie, nu? Da. Și acum ai ajuns și tu în familia noastră, nu? Da. Ce părere ai tu despre TVM? Este un post bun. Așa. Când ești tot așa. Și cât mai frumoase emisiuni. Cât mai frumoase emisiuni. Cât mulțumim, Ciprian, n-o să fie emisiuni cât mai frumoase. Uite, cum așa la final, te rog, spune-le telespectatorilor, uite-te fix în camera acolo. Uite acolo. Așa, și spune-le un mesaj de la tine. Pentru toți cei din Piatra Neamț care să te vadă la TV. Ce le dorești tu telespectatorilor noștri din Piatra Neamț, de aici, din orașul tău natal? Da. Eu la toți petrenii din Piatra Neamț le doresc multă sănătate, bucurie. Sărbători fericite. Apropo de sărbători, cum vei petrece sărbătorile cu Ana? În centrul orașului. În centrul orașului. Spargeți o sticlă de șampanie acolo, nu? Petreceți la concert? Da. Ce artiști ai vrea să vină să cânte de Revelion aici la noi? Mă, dar nu ți-ai mai amintit, mă, artistul ăla preferat de manele și, mă... Mie îmi place tot manele, nu sunt fițos. Nu ești fițos. N-a spus nimeni. Nu-ți place să fiu fițos. Orice artist vine, eu mă bucur pentru ea. Ia să te mai întrebăm ceva, Ciprian. Dacă... Deci tu ai ajuns deja vedetă, da? Da. Dar dacă statutul ăsta tău de vedetă ar sări așa din tipare, ar exploda pur și simplu și te-ai îmbogățit peste noapte ca vedetă... Și avea bani. Te simți mai bine? Ce face tu cu o grămadă de bani? Ce ți-ai cumpărat? Primul lucru care ți l-ai cumpărat când ai avea așa teancul de bani pe masă? Nu știu. Cum să nu știm aici? O mașină, Ciprian, nu vrei o mașină? Vreau... Nu știu, nici eu. Nu știu. El vrea sănătate și să fie fericit, că e un băiat simplu, nu e fițos. Da, asta e foarte bine, dragi telespectatori. Iată că sunt momente în viață în care putem învăța unele lucruri de la anumite persoane. Nu, Ciprian? Da, că e mai degrabă să fii un băiat bun decât să fii un băiat rău, să-ți dorești mult. Dar ce înseamnă în opinia ta, mă scuz că te-am întrerupt, ce înseamnă în opinia ta așa un băiat rău? Adică, sunt mulți care sunt fițoși și mie asta nu-mi place, trebuie să fii cum sunt eu. Fițoși înseamnă în ce? Adică sunt fițoși, adică se dau mari prin oraș. Că ei cum sunt... se dau mari? Ai avut o altercație, așa s-a luat lumea de tine, așa? Da, sunt prin gentile, dar nu trebuie să-i bagi în seamă, trebuie să fii indiferent, să mergi înainte. Bravo, Ciprian! Uite, dacă ar gândi majoritatea oamenilor ca tine în momente de astea, cred că am ajunge undeva departe. Da. Așa, și de unde ai învățat toate astea, Ciprian? Eu? M-a învățat fratele meu și m-a învățat multe persoane. Ai un frate mai mare sau mai mic? Păi spune-ne, uite, spune-ne câteva lucruri despre tine. Despre familia ta. Unde ai făcut școală? Eu am învățat la Ștefan cel Mare. La Ștefan cel... în comuna Ștefan cel Mare, aici în Neamț, la noi? Nu, la... Ștefan cel Mare. Da, e tot în județul Neamț comuna. Da. Ștefan cel Mare, așa, acolo ai făcut școala? Da, 9, 10, 11, 12. Foarte bine. E o școală specială, din câte știu, nu? La școala specială. Mai știi cum se numește? Ștefan cel Mare. Parcă așa știu. Ștefan cel Mare se numește. Da, eu așa știu. Așa, și fratele tău cu câți ani e mai mare decât tine? E la București, acolo, la el. Da, cu câți ani e mai mare decât tine el? Păi eu am 31 de ani și el are 30, mai mic. A, mulți înainte atunci. Mulți înainte. Și el ți-a dat sfaturile astea? Da, m-a învățat de bine. Bune sfaturi, bine că te-a învățat de bine. E bine că ai pe cineva care să-ți poarte de grijă și care să-ți arate drumul în viață. Așa, bine. Ce-ți propui tu pentru anul 2011? Că fiecare la pragul ăsta dintre ani își face câte, își pune câte un obiectiv. Știi, uite, eu în 2011 vreau să fac aia. Tu ce vrei să faci în 2011? Da, întrebare bună. Că m-am gândit și eu într-o seară, când m-a sunat cineva și m-a întrebat. Așa. Că tu vrei să te lansezi în muzică? Dar cine te-a sunat? Cineva de la București m-a întrebat dacă vreau să mă lansez în muzică. Așa, și tu ce ai spus? Eu dacă trebuie să mă lansez în muzică, trebuie să am măcar un sponsor. Așa. Și ai încercat să cauți un sponsor? Nu. Cum să zic, am emoții, nu găsesc niciun sponsor. Deci de asta mă gândesc și eu.
acum că ești, uite, suntem aici la TVM, dragi telespectatori, poate se găsește, nu știu, cineva dintre voi să-l sponsorizeze financiar, nu? Că la asta da, te referi. Da, și vreau să mai zic ceva după aceea. Stai acum, da, spune-te-l. Da. Când m-a sunat Antena 1, a zis că o să joc într-un film cu Florin Persic, la București. Așa au zis la Antena 1. Și te bucuri? Mă bucur. Dar tu știi cine e Florin Persic? Este o mare vedetă, dar cum să fac? Când m-au contactat, aveam mare emoții în casă. Deci n-am putut să cred că e adevărat, dar după ce am crezut, cum mi-au zis vecinii. Mă, ia uite. Și cine ar fi crezut? Da, uite, că până la urmă un băiețel din Piatra Neamț, care mai ieri era anonim, acum uite că, nu? Am ajuns vedetă și Antena 1, Florin Piersic. Da, să mă subțin în Piatra Neamț. O să te subțină toată lumea, să vedem. Și să am mulți fani. O să ai și mulți fani. Și nu o să dezmăgesc la București dacă o să mă duc. Ce să faci? Nu o să o dezmăgesc. Dar nu o să ne dezamăgesc. Da, da. O să lupt mult să fie văzut Piatra Neamț bine. Să fie văzut orașul bine. Asta contează. Asta contează. Asta e bine, e bine. Tu ești mândru de orașul Piatra Neamț, nu? Da, eu sunt mândru de Piatra Neamț pentru că e un oraș foarte bun. Da? Și domnul primar Gheorghe Ștefan a făcut tot. Și pe calea asta îi mulțumesc că a făcut și concert și a făcut tot pentru noi. Aplauze pentru el. Aplauze pentru domnul Gheorghe Ștefan. Pentru că așa sunt eu, așa simt eu în bucuria mea. Așa simt eu. Nu știu. Asta e bine. Ești un Ai mers cu telecondora? Am mers odată cu telecondora, dar mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Nu te-ai speriat? Prima dată m-am speriat. Te-ai speriat un da, pic, a? Da, da, da. Ai fost la vreun meci aici, la stadion, la noi? Țin la Ceahlău, da. Nu prea am ocazia să mă duc. De ce? Că nu prea am ocazia. Da, ești ocupat? Nu. Păi de-aia te-am întrebat. Sau nu ai de unde să-ți procuri bilet? Da, 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 da. Dar îți dai da seama, acum dacă ai ajuns vedetă, probabil o să te primească acolo, să te recunoască domnii de la intrare și o să da, zică da, tu ești da, Ciprian, da, tu ai apărut da, pe net, da, tu nu știu da. O să-ți facem noi rost de un bilet la tribuna da oficială, să mergi da, să vezi un meci da, la Ceahlău, da? Da? Da. Ai zis că ții cu Ceahlău. Țin cu Ceahlău. Hai Ceahlău! Hai Ceahlău ca să nu ați câștigi alegerile. Așa. Să nu alegi meciul. Meciul, alegerile să le câștige altcineva. Da, da. Uite, da, da, să ajungem și la subiectul ăsta, chiar vreau să te întreb. Ce părere ai despre ce se întâmplă acum în România din punct de vedere politic? Ai văzut că toată lumea se plânge că nu are bani, ăștia de la guverne taie și ultimii bani, rămânem săracii lumii. Ce ne facem? Vot, chiar? Ai mers la da, vot? Am și votat. Pe cine ai votat? Poți să ne spui? Numai dacă vrei. Primarul? Nu, alegerile primarul prezidențiale. Nu, președinte. Băsescu, m-am pus acolo, că m-am dus, m-am da? Întrebat acolo. Și te-a dezamăgit domnul Băsescu? Nu, nu. Nu te-a dezamăgit? Nu. A, deci tu ești fericit aici în România, nu? Da, sunt toate fericit. Lucrurile merg chiar bine aici. Chiar dacă toată lumea zice că trebuie bani, că trebuie să așa, așa. Ce nu trebuie bani? Domnule, trebuie să muncești, să ai cât de puțin trebuie să ai. Trebuie să ai cât de puțin, nu trebuie să ai mare. Strictul necesar, nu? Da, trebuie să ai cât de puțin, că dacă ai puțin, Dumnezeu merge înainte cu tine. Dacă ai mult, am după înțeles. Aceea ajungi încrezut după aceea. Da. Lumea trebuie să fie așa, cum să zic. Cumpătată, cu bun da, simț, da, nu? Da, da. Nu când vine sărbătorile trebuie să fie mai bun. Trebuie să fie din ianuarie tot timp. Tot anul. 24 365 da, zile da, pe da, da. Ciprian, ia spune-ne, cunoști tu persoane, nu știu, care s-au îmbogățit așa peste noapte și au ajuns încrezuți? Păi trebuie să cunoști din moment, da, altfel da, nu poți spune, da, nu? Da, pe cine da, știi tu așa? Un prieten de-a meu era sărac și am zis, bogat și când mă vede, nu că mă scripă, dar mă bârșește pe la spate. Dar eu nu-i prea îi dau atenție, că mi-a zis și o fată, o prieten de-a mea, nu dau atenție. Tu mergi înainte, trebuie să fii indiferent. Deci situația s-a schimbat odată ce el a căpătat mai mulți bani, da? Da, da. Da, deci uite că banul schimbă omul. Mie dacă mi s-ar face orice ofertă, eu aș fi așa, cum zic, cum sunt lăsat Dumnezeu. Uite, așa e cel mai bine. Dacă și Ciprian își dă seama că banul schimbă omul, da, e ok. Da, da. Așa, și ești pregătit pentru emisiune? Da. Da, păi uite, anunță tu acolo în cameră, spune-le telespectatorilor că mâine la ora 9 vei fi prezent în platoul TVM. Uite acolo aici, la cameră. Mâine dimineață la ora 9 voi fi prezent la TVM, la 9, la ora... La... TVM. 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 TVM.
Așa, M. Mâine dimineață la ce oră? La ora 9. 9. Deci mâine dimineață la ora 9 l-aveți pe Ciprian aici de față în platoul emisiunii matinal M cu Chila și Drei. La TVM, bineînțeles. La TVM. Nu știu. Așa, pe final, ți-a exprimat dorința pentru Pietren. Eu pot să te rog eu ceva tot la fel, personal, fără să te jignesc. Da. Nu știu. Da. Uite, poți să faci chestia cu care a ajuns celebru în cameră, așa? Nu știu. Cu asta te-ai lăsat. Uite acolo, la cameră. Uite-te în cameră și spune pentru TVM. Pentru TVM. Așa. Nu știu. Bravo, Ciprian. Noi îți mulțumim că ai venit aici alături de noi și te așteptăm mâine dimineață la emisiune, da? Da. Ok. A fost Drei și Suprim pentru voi alături de Ciprian aici, noua vedeta orașului Piatra Neamț, și țineți aproape de TVM mâine dimineață de la ora 9. Sigur că da, ne vom întâlni în platoul TVM. Dacă, nu știu, Ciprian se va gândi mai bine, poate o va aduce și pe Oana, sau dacă nu, cel puțin vom vorbi și despre Oana, prietena lui, fiindcă ultima oară își căuta prietena acum și a găsit odată cu calitățile sale dobândite pe parcursul ascensiunii. Ascensiunii, uite, mai bine, ascensiunii sale.